Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine la emisiunea mea Online Story. Astăzi am o invitată foarte frumoasă, ați văzut-o aici la mine în studio, exuberantă, plină de viață, ne-a cântat, ne-a încântat cu vocea ei superbă. Oamenii care o urmăresc știu că are niște melodii foarte frumoase și la fiecare apariție împrăștie așa sau aduce numai bună dispoziție. Georgiana Lobonț alături de mine astăzi, nu pe canapea, prin intermediul Skype-ului. Mă bucur foarte tare că o am ca invitată. Bună, Georgiana! Bună, dragilor! Mulțumesc, Cornelia! Să știi că și eu mă bucur tare, tare mult. Și de când am fost la tine cu Rareș, nu am mai apucat să dau niciun interviu nicăieri, să știi. Așa este, știu că este primul interviu și apreciez din suflet că ai acceptat invitația mea. Pentru mine este o reală plăcere să stau de vorbă cu tine, fie că vorbim în studio, fie prin intermediul Skype-ului. Așa cum spuneam și puțin mai devreme, ești un om pozitiv și indiferent de greutățile vieții, ai acel zâmbet, așa parcă molipsitor. Păi trebuie să luăm viața exact așa cum ne-o lasă Dumnezeu, pentru că El știe întotdeauna ce mai bine. Dacă ți se întâmplă lucruri bune, ți se întâmplă cu un scop, dacă ți se întâmplă lucruri mai puțin bune, ți se întâmplă la fel cu un scop, trebuie să trecem prin toate, că dacă ar fi tot roz, ne-am plictisit. Așa e, ne-am plictisit, dar spuneam că trebuie să fim puternic și să vedem viața așa cum este ea, în toate sensurile. Dar pe-aia te-ai întors dintr-o vacanță, arăți super, ai fost la Ibița, pentru prima dată doar cu soțul tău, fără copii. Da, exact, am fost cu Rare și a fost foarte fain, mi-a plăcut tare mult și experiența asta în doi și locul în sine, locația, e foarte frumos acolo. Am reușit să mergem și la cluburi, să ne distrăm, să dansăm, ceea ce n-am mai făcut din anii studenției. Dacă chiar vorbesc serios, noi n-am mai fost la club de vreo 7 ani. Și acum când ne-am dus, vai, mi se părea atât de tare, mi se părea așa de cool și de tineresc tot ceea ce trăim. Am fost din nou copii. Din nou o adolescentă, mă rog, la Ibița nu se poate spune că se duc adolescentele, pentru că acolo e distracția maximă, dacă nici în cluburile din Ibița nu se distrează lumea, atunci unde? Chiar se distrează. Înseamnă că ți-a plăcut maxim experiența asta, cât ați stat acolo? Da, mi-a plăcut tare, tare mult. Am stat de marți până vineri, deci n-am stat foarte mult pentru că am avut de cântat sâmbătă și duminică, am avut 2 nunți aici în România și ne-am întors, dar a fost vacanța, sincer, atâtea zile am stat exact cât trebuiau, câte trebuiau. Așa e, poți să stai într-o vacanță în care să existe foarte multe zile și să nu te distrezi așa cum trebuie și să mergi într-o vacanță scurtă, plină, așa cum a fost a voastră, și să vă încărcați bateriile pentru un nou sezon de petrecere. Da, am fost și cu prieteni foarte apropiați, pot să-i numesc ca și familia noastră, și ei la rândul lor au fost fără copii, deci am fost doar cupluri fără copii, ne-am lăsat copii acasă și ne-am dus să ne distrăm. Și a fost o experiență, cum am zis, foarte faină. O dată viață merită să mergi la Ibița. Da. Bine, am mai fost în Tenerife, am fost în Maldive, am fost în Grecia. Vrem să mai mergem în Dubai în noiembrie. Adică vrem să chiar să ne bucurăm cu adevărat de viață, de momentele astea ale tinereții și dacă tot muncim și suntem remunerați pentru ceea ce facem și în raport cu ceea ce facem, sincer, eu cred că merită să trăiești și viața. Merită să trăiești viața, merită să o simți cu adevărat, fiindcă aveți nevoie, chiar aveți nevoie. Ne-am încărcat bateriile, sincer, ne-am încărcat bateriile, am venit plin de energie și de poftă, de cântat și de distrat lumea, deci a fost super fain.
merită să mai ieși un pic, să te mai deconectezi. Dar nu era planificat. Chiar dacă... Așa e, da. Nu era planificată vacanța asta voastră? Că aici când erați, nu-mi povesteați că veți pleca la Ibița. Păi nu mai țin minte. Înainte cu vreo lună și un pic am planificat-o. Cam așa luăm noi biletele de vacanță, înainte cu o lună sau cu câteva săptămâni. Așa e cel mai fain. Așa e cel mai fain, să o iei pe ultima sută de metri, ți se pare mai, cu mai multă adrenalină și locul în care ați fost chiar implică multă adrenalină. Da. Eu chiar aș vrea să te văd și pe ringul de dans, pentru că de multe ori te-am văzut doar încântând oamenii, fiind în mijlocul evenimentelor acolo și fiind cea care dai tonul la orice distracție. Păi da, să știi, Cornelia, că eu cum sunt pe ringul de dans atunci când cânt, așa sunt și în viața de zi cu zi, între prieteni. Abia așteptă să ies lângă ei și să fim împreună, că știu că tot timpul e distracție, veselie, ne distrăm, povestim, râdem, glumim, ne prostim, că până la urmă viața asta trebuie să fie trăită frumos și să te distrezi, te simți bine. Așa sunt și pe ringul de dans. Tot timpul sunt pe ringul de dans. Viața ta e pe ringul de dans. Rareș la fel, ne înțeles, și Rareș la fel. Chiar dacă nu pare, dar dansează și el, se distrează. Acum nu știu ce fac, că tot uite aici am îmbrăcat de ATV, am impresia că ar lua-o pe dealuri cu ATV-ul. Așa dat echipamentul, cred că pleacă undeva, dar abia aștept să ies și eu un pic. Astăzi avem zi liberă și după aceea am câteva zile iară pline, adică continuăm așa cu videoclip. Mâine am videoclip de filmat, după aceea suntem nași la București. Apoi am spectacole prin Olt, apoi am nunta surorii mele sâmbătă, hey, sora mea nu să piese mărită. Oh, casă de piatră. Da, mulțumim, e nuntă mare în familia noastră. Apoi duminică avem alte evenimente și tot așa, eu în fiecare zi tot cu treabă. Astăzi am zis liber, am dus copiii la grădini și sunt fericită că au început grădinița, că îi văd și pe ei că au activitate. Așa stând toată ziua acasă, îți dai seama că se satură și ei, au nevoie de copii, au nevoie de distracție, de comunicare, de lucruri pe care le fac copiii. Și am dus la grădiniță și au fost atâta de dulci, am fost să le cumpărăm flori, adică am fost doar eu singur, eu cu ei. Și am primit aseară un buchet de flori de la nunta cealaltă unde am cântat, un buchet foarte frumos și am zis, Irina, vrei să-l duci tu ăsta, doamnei tale educatoare, că tu ești fetiță, ești cu roză, te e cu roză, e potrivit. Da, mami, bineînțeles că și ea iubește florile ca mine. Și mi-am zis, acum trebuie să mergem să luăm lui Eti. Ne-am dus la florărie. Mami, eu vreau să mă dau jos din mașină, te-mi aleg eu. No, bine, mami, hai, alegeți. Ne-am dus și-o ales prima dată jucăria. Erau acolo niște... cum se le numesc, un fel de bibelouri, niște ursuleți foarte fain cu picioarele acea atârnă, așa dacă îi pui pe un raft și le atârnă piciorușele. Și se aude tare, oprește. Dar mă întreabă, ți aude? Nu știu ce, sunt floroata la TV sau ce faci? Cred că se aude la voi. Nu se aude la noi, noi îl simțim pe Rareș acolo, dar nu se aude la noi ce face el, că se pregătește să plece cu ATV-ul. Da, și i-am luat lui Edi și-o ales el acolo cu ursuleți și ceva ursuleți micuțe ducă doamne educatoare, iar pe mașină, aici voiam eu să ajung. Să vezi ce mi-a povestit, mi-a zis, mami, am vorbit cu Bunii Gabi e mama mea, și i-am spus, Bunii, să-ți vinzi casa asta și să vii la noi la Deș, că mami cu tati fac o casă mare și vouă vă fac o cameră, la Bunii Nico și la Bunul Vasi altă cameră, adică la soprime. Și noi vrem să avem pe toți acolo și să nu mai lucrați nimica niciunii, că îmi face mami cu tati, lucrează ei și voi să stați cu noi. Atât am râs, m-am distrat, ce îl duce pe el capul. Zicea, mami, eu vreau să fim toți, toată familia, să fim în casa mare. Așa, el îi place să fie cu toți, să da, el mai plece.
El e un drăgostos și un, Doamne, un lipicios. Ne pupă în continuu și ne iubește și tot timpul își dorește să fie cu toți la oaltă. Dar când ești mic, lucrurile ți se par, și chiar dacă lucrurile sunt mici, ți se par mari, grandioase. Așa mi se păreau și mie. Și acum el are impresia că casa de la deci cât e de mare și că să-i ducem pe bunici, pe toți acolo, să-i mutăm pe toți cu noi și să... Păi da, el vede că e spațiu. Bineînțeles. Am văzut că ați început lucrările la casă, că ați avansat ceva. Am văzut niște imagini pe adresa de Instagram. Am avansat nimic, că de-abia ce am început lucrările, că am terminat cu proiectul, apoi am așteptat să vină constructorii care aveau altă lucrare începută și a durat puțin până și-au terminat și treburile. Apoi au venit la noi săptămâna trecută, au mai fost depus unele lucruri la punct. Și am așteptat să ajungă materialele și astăzi am apucat în sfârșit. Deci astăzi, de astăzi, oficial am început lucrurile acasă. Din 4 septembrie sau în ce dată suntem noi astăzi. Deci de astăzi încep, o să ne calculăm aici și o să vedem când o să fii gata cu casa. O să zic, măi... Bem șampania împreună, Cornelia. Așa, o bem împreună pentru că la mine ai spus că ai dat startul lucrărilor. E, să vedem și când punem stop tot aici. Da, o să, când o să venim acolo să filmăm. Păi atunci vii direct la noi, că... Tu ești un om foarte bun și vii direct la noi, te aștept la mine acasă. Așa, vin direct, eu vin cu șampanie. Deci, ca să fie totul bine. Mai mă bucur că lucrurile evoluează așa cum trebuie în viața voastră, pentru că toată lumea știe că ai trecut printr-o cumpănă și este foarte dificil să mergi mai departe. Iar faptul că eu ți-am zis și la începutul interviului că te văd așa cu zâmbetul pe buze, parcă și sufletul meu se umple de bucurie. Mi-a părut foarte rău în momentul în care am aflat că ai pierdut sarcina, dar când te văd pe tine așa cu zâmbetul acesta minunat, îmi dau seama că ești mult mai puternică decât oricine din lumea asta. Păi, așa cum am zis când am început interviul, trebuie să fim puternici, pentru că Dumnezeu, eu cred foarte tare în Dumnezeu. Chiar dacă nu merg la biserică foarte des, că nu am când să mă duc, dar mă duc atunci când am timp și simt că mă trage ceva să merg acolo, dar legătura cu Dumnezeu am în permanență, cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu anumiți sfinți la care eu mă rog. Pur și simplu știu că lucrurile în viață nu se întâmplă întâmplător. Adică noi trebuie să trecem prin anumite etape, pentru că așa ne este scris. Avem toți câte un destin. Și nu am decis să fiu supărată, așa cum am zis și pe Instagram atunci când am anunțat. Am așteptat câteva zile să fiu eu bine cu mine, cu interiorul meu și psihic, cu capul meu să fiu bine, să accept situația asta, ca să pot să o spun oamenilor și să nu mă mai afecteze cu nimic, pentru că sunt oameni pro și oameni contra. Oameni care lasă comentarii bune cu oameni care lasă comentarii negative. Este și normal, nu toată lumea trebuie să ne placă și nu toată lumea poate să ne iubească. Și asta vreau să spun, că eu sunt fericită pentru că Dumnezeu pe mine chiar m-a binecuvântat. Sunt mamă și am și fetiță și băiat. Ce poți să-ți dorești mai mult de la viața asta? Am un soț care este alături de mine, mă iubește, eu îl iubesc. Avem o familie frumoasă, avem părinți aproape. Când spun părinți, spun amândouă familiile, și copii și părinții mei. Avem prieteni apropiați. Dumnezeu ne-a dat de toate. Avem evenimente, avem tot ceea ce ne dorim noi. Nimic nu ne lipsește. El așa a considerat că este mai bine. Poate ca acest copilaș să... Că nu e momentul pentru el. Așa cum ne-a dat bucuria atunci când noi ne-am exteriorizat-o și poate că mă tot gândesc uneori, poate că mi-a dat mie o lecție să nu mă mai expun așa de mult, pentru că înainte eu, sincer, cu bunătatea asta mea, cu asta fără nicio lipsă de modestie sau cu toată modestia, cu omenia asta pe care eu am primit-o prin educația pe care am avut-o de la părinții mei și felul ăsta nostru ardelenilor de a fi, de a nu refuza oamenii atunci când mă sunau, mi-am făcut prieteni prin televiziune pe toți. Și îi respect și mă bucur din suflet că ei au interes să mă sune pe
feminină, că eu sunt un om, totuși important, care are ceva de oferit. De asta sunt contactată de tine mai multe ori să dau interviu sau să apară în emisiune. Și fiecare dată când eu eram sunată de colegii din media, le răspundeam și le dădeam tuturor interviuri. Și atunci când am aflat că sunt însărcinată, la fel am făcut. Am spus-o în gura mare, pentru că am fost atât de fericiți și de bucuroși, de efectiv ne venea să strigăm, să urlăm, cum zicem noi aici, ardelenii, să urlăm, vine să urlăm în gura mare cât de bucuroasă sunt. Să știe toată lumea ce bucurie trăiesc. Ei, așa cum spuneam, că îmi vine o grămadă de lucruri în cap, așa cum îmi plăcea să mă exteriorizez atunci, probabil Dumnezeu mi-a dat treaba asta, sau pur și simplu eu așa o iau, să fiu mai cumpătată și cu viața mea personală, care știu că e foarte dorită cumva să fie expusă, atât de cei din media, dar mai ales de public, de oameni, că nouă oamenilor ne place să vedem viețile personale ale persoanelor publice. Și mi-am dat seama că trebuie să fiu mai reținută, nu să mă abțin un pic de la a ieși așa de mult în public și de a spune în gura mare lucrurile care mi se întâmplă. Mai bine să aștept să mi se întâmple și după aceea să le spun. Sau poate că e bine că am spus-o și că a trebuit să trec prin acest impas, care chiar dacă eu sunt și arăt partea asta pozitivă și mă vedeți cu zâmbetul pe față și așa, pentru că sunt eu așa puternică, am avut și momente în care am plâns, dar le-am plâns în locușorul la meu unde m-am simțit eu, nici măcar de față cu rare sau de față cu părinții sau socrii mei. Am plâns când am simțit eu că pot să plâng în liniștea mea. Și poate că am fost, sau așa mi s-a întâmplat lucrul acesta, și ca să trec prin greu și oamenii, fetele care au trecut prin suferința asta, să mă vadă, sunt oameni care, fete care mă iubesc foarte mult, femei care nu au putut să rămână însărcinate, care au pierdut sarcini, care au trecut prin atât de multe situații și mai grave decât situația asta prin care eu am trecut. Că eu am pierdut sarcina la 7 săptămâni, nici măcar nu era atât de mare. Eu am aflat la 4 săptămâni că sunt însărcinată și în astea 3 săptămâni nu a apucat sentimentul acela să se dezvolte atât de puternic încât să se creeze o conexiune atât de mare, ca și cum aș pierde un copil, Doamne ferește, știi? Și oamenii mi-au scris foarte multe mămici atunci când eu am apărut și am zis, uite, am pierdut sarcina și așa a vrut Dumnezeu, dar nu sunt supărată, pentru că totuși Dumnezeu ne dă să trecem și prin bine și prin rău. Dumnezeu ne dă, Dumnezeu ne ia. Nu am decis să fiu, Doamne ferește, supărată pe ea. Mă bucur că sunt sănătoase și eu și copiii și soțul meu și familia mea. Și femeile mi-au scris, Doamne Georgiana, deci câtă putere poți să ai în tine? Cum poți tu să vorbești așa de deschis și cu o lejeritate și cu o bucurie și fără să fii tristă? Măi, mame bun, sunt tristă, dar ce-i folos că eu mă apuc să plâng acum și să fac un mare, mare necaz? Păi dacă Dumnezeu așa o considerat, era mai bine să se nască copilașul bolnav, dacă era bolnav sau dacă, nu știu, alte situații, alte și alte situații, Doamne, câte nenorociri sunt pe lumea asta. Chiar nu e nicio problemă și oamenii, femeile mi-au scris treaba asta și mi-au zis că le-am încurajat pe foarte multe dintre ele și că văd situația prin care trec și ele cu alți ochi, văzându-mă pe mine, au văzut că n-am făcut o tragedie din asta și n-am decis să fac, pentru că nu, eu chiar nu vreau să supăr pe Dumnezeu. Dacă El așa o considerat, este pur și simplu voia Lui și eu tot timpul mă rog așa, Doamne, dacă eu îmi doresc un lucru, da? Îmi doresc să fac ceva, îmi doresc să ajung undeva, Doamne, dacă e cu voia Ta și dacă Tu știi că e bine să ajung acolo sau să mi se întâmple treaba Ta, te rog, Doamne, dă-mi și fă-mi să mi se întâmple. Dacă nu îi să mi se întâmple, atunci fă să nu mi se întâmple, ca să nu ajung să pățesc ceva. Deci eu tot timpul așa mă rog și pentru copiii mei la fel sau pentru soțul meu. Și Dumnezeu, da, și bun cu mine și mă bucur din suflet și dacă vreodată El o să considere că familia noastră trebuie să te mărească, oricum copilul ăsta este dorit și o să fie dorit în continuare și a fost dorit. Dacă El o să considere că
este momentul să mai vină un îngeraș în casa noastră, noi o să-l primim cu mare drag, oricând, în orice situație. Dar toate vreau să se întâmple cu voia lui, doar dacă el își dorește, că până la urmă, vezi, noi ne-am dorit, am făcut lucrurile să se întâmple, dar până la urmă nu ține de mine să țin sarcina în burtică, că nici măcar n-am știut că mi s-a oprit, n-am avut nicio senzație, nici probleme fizice, n-am avut nimic. Pur și simplu îmi trebuia să mergem în ziua respectivă să-i ascultăm inimioară la bebe și am luat-o pe soacră mea, pe copii cu mine, să-i ascultăm, să vadă și sentimentele pe care le-am avut eu atunci când m-am dus să le ascult inimioarele lor. Și pe când noi să ne bucurăm, am trăit niște momente de efectiv, am impresia că visez, deci eu nu m-am putut exterioriza, aveam impresia pur și simplu că visez, e ceva ireal. Dar nu am, deci cum să zic, nu am început să plâng sau să fac o tragedie din asta. Pur și simplu am luat o cadare, am zis, nu știu dacă pe moment am putut realizat, să da, realizez exact ceea ce mi se întâmplă. Abia după, deci noaptea am început să visez după ce mi s-a făcut aspirația și s-a extras embrionul de acolo și mi s-a curățat toată partea care trebuia curățată. Am început să am visat și în următoarea zi iar am avut o felul de gânduri, dar gânduri de suferință interioară, știi, de durere, Doamne, că îmi pare rău că nu mai, că nu, parcă nu vine să cred că nu mai e aici bebelușul, nu vine să cred, știi? Și vinea și copii și ei, cum să zic, în momentul în care eram acolo, pe masă, și domnul doctor mă controla și mi-a zis, Georgiana, îmi pare foarte rău, dar efectiv, după ce a stat așa un minut, două, și am văzut că nu zice nimic și el, tot timpul era să vede pe buzi și fericit și tot timpul a fost așa la ambele sarcini și acum că ne-am revăzut. Și zice, nu te mișcă nimic, embrionul nu mișcă, ceva nu e regulă. Și apoi au făcut mai multe verificări și eu zice, nu, din păcate, sarcina s-a oprit din evoluție. Și am zis, la copii, mami, nu mai avem bebe. Și copiii, efectiv, deci mi-au dat o putere, Cornelia, deci așa ceva nu mi-am putut imagina niciodată. Nu mi-am putut imagina că niște copii de 45 ani pot să aibă o asemenea gândire și o asemenea maturitate și înțelepciune de a-mi transmite mie, unui adult, 30 de ani, niște învățături efectiv pe loc și o relaxare așa totală, o degajare. Mami, lasă, nu-i nimic. Că dacă Dumnezeu așa a vrut, exact așa ziceai. Deci noi ne rugăm, te-am zis, mergem la biserică. Bine, merg mai des la biserică, sunt acasă, ce-i socrul meu, fiind preot. Merge duminica, merg duminica întotdeauna cu soacra mea la biserică. Dar ei mi-au zis, zice, mami, dacă așa a fost să fie, așa a fost să fie. Ce copii puternici. Da, și pe mașină. Îmi zicea Edi pe mașină după ce am urcat. Mami, să știi că nu numai tu ai trecut prin asta. Multe femei trec prin asta. Și am rămas, soacră mea era în dreapta mea, era în spate, am rămas mască. Nu știam ce să le răspund, mă, copii. Păi tu de unde știi așa ceva? Păi, mami, tu ne-ai auzit și domnul doctor a zis la fel. Și Irinuca, fără să aștepte să treacă timpul, o completat, mami, bine că suntem noi vii, că nu am murit noi înainte să ne naștem. Deci, efectiv, niște, măi omule, deci, efectiv, atunci îmi dădeau lacrimile, nu vine să cred ce, un copil ăștia ce pot să vorbească. Oare Dumnezeu că a trimis în minte ceea ce trebuie să spună ca să mă relaxeze pe mine interior? Și am fost foarte calm și m-am rugat și prin rugăciune am reușit să mă, să trec de această suferință, da. Și să o iau ca atare și să nu super pe Dumnezeu, pentru că ți-am zis, știi ce mai bine cum trebuie să trăim și ce trebuie să trăim în viață. Așa e. Omuleții aceia doi din viața ta, copilașii frumoși te-au ajutat, practic, să treci peste... Cel mai mult ei m-au ajutat, sincer.
Deci iubirea și afecțiunea pe care ei mi-au dat-o și gesturile pe care le-au avut față de mine în momentele acelea și în următoarele zile, pentru că, cum să zic, eram afectată, știi? Adică, noi, n-ai cum să nu fii afectată. Da. Și era și cumva presiunea aia pe mine, că eu am spus în public că sunt însărcinată și nu m-am gândit nicio clipă că o să pierd sarcina, pentru că nu am avut nicio problemă cu Edi și cu Iri la sarcinile cu ei. N-am avut nici grețuri, nici măcar n-am vomat, n-am vomitat, n-am avut probleme din astea, n-am avut vărsături. Și i-am născut natura pe amândoi, am avut a fost totul foarte bine și nu... A fost totul foarte bine. Și nu m-am gândit că o să ajung la asemenea situație, dar acum vezi că asta este, trebuie să trecem prin toate. Așa cum spuneam, viața ne oferă multe și surprize și neplăcute. Soțul tău a fost mereu lângă tine și la bucurie și la necaz. Acum el te-a mai strâns și mai tare de mână? Da, a fost alături de mine. A fost, cum să nu fie alături de mine? Adică e ceva normal. Știi de ce spun lucrul ăsta, Georgiana? Pentru că aici în studio eu am descoperit un alt Rareș, un om atât de sensibil. Cred că n-am avut un invitat care să plângă atât de mult. Și, da, e mai sensibil ca mine. E mai sensibil decât tine. Eu am empatizat foarte mult aici cu el în studio, că și mie îmi dădeau lacrimi. Chiar am văzut. Dar, da, a fost puternic. Să știi că nu, el nu a plâns. Cel puțin eu nu l-am văzut. Deci, a plâns atunci de bucurie, dar de suferință sau de tristețe, nu. Și probabil că a fost mai puternic ca să dea mie forța, mai mare curaj și să pot să trec peste, să nu fac o dramă din asta. Adică mi-a ridicat foarte mult moralul, foarte mult, deci mi-am revenit foarte repede, am reușit să trec peste situația asta și m-a mai ajutat încă o prietenă care a trecut prin astfel de momente, a pierdut 3 sarcini. Și e o prietenă foarte apropiată, nu o să-i spun în numele, pentru că nu... Ea știe despre cine e vorba, este foarte, foarte apropiată de mine și m-a ajutat foarte mult. Am vorbit cu ea și mi-a spus mai multe lucruri și ea face și yoga și crede și ea foarte mult în Dumnezeu și am vorbit mai mult și am reușit să mă descarc. A fost de la mine la femeie. A fost bine. Sunt sigură că ai primit și foarte multe mesaje de susținere. Da. Păi toate au fost de susținere, toate. Pentru că oamenii te iubesc, Georgiana. Spuneai că... Sunt oameni care încă nu știu că eu am pierdut sarcina. Adică am avut nunți la care am fost recent și încă îmi ziceau, mi-era o sarcină ușoară, că ei săraci m-au văzut la televizor, m-au văzut. Eu n-am făcut tam-tam din asta că am pierdut sarcina, am făcut atunci tam-tam că sunt însărcinată, adică tam-tam că m-am bucurat foarte tare și am postat și a ajuns viral peste tot, că oamenii au rămas cu informația de atunci, da. Și știau că eu îmi doresc foarte mult al treilea copil și copii la fel și iarăși. Și eu nu am mai postat după aceea decât pe story, nu am postat o postare în feed să vadă lumea, că... pentru că mă durea sufletul, știi? Nu vreau să văd astfel de filmări. Mai bine, să rămână istoric astfel de filmări, pentru că, sincer, greu. Te doare sufletul când treci prin așa ceva. Și nu vrei să tot îți reamintească. De asta nici măcar n-am dat interviu și ăsta este primul și ultimul interviu pe care îmi dau despre așa ceva. Nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că, chiar dacă eu vreau să fiu puternică și sunt puternică și nu, cum ți-am zis și mai devreme, dar nu vreau, sincer, să vorbesc despre asta, că te doare. E o chestie care doare.
e o chestie care te doare, e adevărat. Și cum spuneai tu, ai încredere în Dumnezeu, ai încredere și în alți sfinți care sunt pe lângă El și te protejează. Ai un nume de sfânt, Georgiana, Sfântul Gheorghe, și Maria. E și Maria? Da, și Sfânta Fecioară Maria. Eu m-am rugat tare mult la icoana făcătoare de minuni la Nicula. Este o icoană făcătoare de minuni. Și chiar e adevărat. Acolo m-am rugat când am rămas însărcinată cu Edi. Și aici la noi se face un mare, mare, mare pelerinaj de Sfântă Mărie. Pe 9. Pe 15 august la noi. Pe 15, nu pe data de 9. Adormirea, da. Adormirea Maicii Domnului. Și e mare, mare, mare pelerinaj și sărbătoare la Nicula. Și vin foarte mulți credincioși. Foarte mulți, zeci de mii de oameni. Nu știu dacă se mai întâmplă în țară undeva așa ceva. Mai era la Sfânta Parascheva. Da. Ia uite, să apropie și ziua ta. Ce posibilitate am să-ți transmit și public la mulți ani. Mulțumesc, Cornelia, mulțumesc din suflet. Și Irinuca e Maria. Ia, și Irinuca să-i transmitem la mulți ani, da. Să fie sănătoasă și tuturor mariilor care ne urmăresc și bărbaților care poartă acest... Nicolae, vrei să pleci undeva? Rareș tot vrea să plece și să te ia și pe vreau mine. Vreau să mergem cu ATV-urile, ți-am zis. Eu, uite, o să te lăsăm să pleci cu ATV-urile. Să știi că te las să pleci cu ATV-urile. O să încerc scuze în fața lui Rareș, că te-am ținut așa în fața ecranului. Mi-a făcut mare plăcere să te văd și să te aud. Abia aștept să ne revedem și în studio și personal, fiindcă sentimentul este reciproc, așa cum spuneai tu la început, că sunt dragă și tu îmi ești foarte dragă. Ești un om așa cum îmi place mie să spun despre o femeie. O femeie puternică și cu zâmbetul pe buze, pentru că atunci când suntem pozitivi și zâmbim, putem să trecem peste toate lucrurile din viața noastră și nu numai să trecem, ci să trăim așa cum e bine. Da. Și să știi că dacă noi privim viața cu pozitivism, cu optimism, așa o și reprimim înapoi, știi? Adică așa trăim următoarele momente și așa ne percep și oamenii. Și oamenii se comportă cu noi și ne transmit aceeași energie pe care noi le transmitem lor dacă noi suntem cum suntem. Deci primim exact ceea ce transmitem. Să fim frumoși și pe interior și pe exterior. Așa este practic concluzia. Eu îți mulțumesc mult de tot, Georgiana, că ai fost alături de mine astăzi. Te las în compania soțului să te ducă să te plimbe cu ATV-ul. Uite, am mai descoperit câteva lucruri despre tine. Deci nu ești doar pe scenă, nu te duci doar în vacanțe să dansezi la Ibiza, ci ești și știi, Cornelia, persoană... că nouă... Uite, Rareș, fii atent, tu și pune slănină, ceapă roșie. Așa. Pregătit de toate. O zic că mă duce la serviu, sau cu ATV-ul. Ești o... Băiam să spun că ești și... Deci noi ne bucurăm... Da, ne bucurăm cel mai mult în natură și cu asta închei, deci în natură, în pădure, mâncând și făcând acolo o slănină prăjită. Noi cu asta ne bucurăm cel mai mult. Într-adevăr, ne place să mergem și nouă în vacanțe, tot felul de vacanțe, să vizităm lumea. Dar cel mai mult ne încărcăm bateriile când suntem în lumea noastră, acolo, în pădure. La noi acasă. În zona asta. În zona asta, cu slănină, cu tot ce e bun. Dacă se uită cineva la tine, Georgiana, n-ar crede așa ceva, că ai mâncat un pic de slănină. Așa m-am născut, că toată lumea ceva ce slăputin, și așa m-am născut și cred că așa o să fiu ce am toată viața mea, că am arderile foarte bune și sunt și o persoană activă și așa e constituția corpului. Ești o norocoasă. Și o frumoasă, îți mulțumesc mult de tot că astăzi ai fost alături de mine astăzi. Să ai o după-amiază cât mai plăcută, să ai o parte de o zi de Sfântă Mărie foarte frumoasă. Încă o dată, casă de piatră pentru sora ta. Și mulțumim din suflet. Te pupăm și sper să ne revedem cu bine aici în studio. Și sper din suflet să nu se facă prin prisma acestui interviu mare tam-tam și să iară să scrie o grămadă de ziare și așa. Pentru că, sincer... Nu
mult plăcute lucrurile astea și sper din suflet să mă înțeleagă și toți colegii care fac parte din, din media, din presă, să înțeleagă că momentele astea chiar sunt neplăcute și nu mi-ar plăcea să pară așa ceva. Așa este. Dacă apare, măcar să apară frumos, să nu facă tragedii și așa, că e urât chiar. Adică așa, să apară așa cum ai simțit tu și cum ai spus lucrurile aici. Eu îți mulțumesc mult de tot că ai avut încrederea și ai povestit aici din suflet ce ți s-a întâmplat. Poate voiam să închei altfel, dar sincer, tu știi că și la vremea respectivă am fost alături de tine și am încercat în felul meu să trimit tot o energie mulțumesc. Pozitivă. Îți mulțumesc din suflet, știu, dar oricum viața este frumoasă, dragilor, Dumnezeu știe întotdeauna momentul în care trebuie să te dea, să se ia ceva. Deci eu sunt foarte conștientă și sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiesc. Chiar sunt fericită, sincer. Din tot sufletul pot să spun lucrul ăsta și Dumnezeu mi-o marcă. Așa vă pup și vă doresc tot binele din lume și sincer, tot ce trăiesc eu și toate bucurile mele le trimit și să le aibă, să aibă parte de ele toată lumea. Îți mulțumesc mult de tot și așa să se întâmple. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi astăzi. Să aveți o după-amiază cât mai plăcută și să ne revedem curând. La revedere!